Accident incredibil într-o intersecție din Cluj-Napoca. Șoferul unui autoturism a zburat pur și simplu cu mașina peste un sens giratoriu și s-a oprit sub o altă mașină care circula regulamentar. La scurt timp distanță, șoferul unui bolid a pierdut controlul volanului și a spulberat mai multe mașini parcate. Venea dinspre Maraj, pe fabrici, și nu mai văzut sensul giratoriu și nu împreună pe sensul. Șoferul vinovat le-a spus polițiștilor că nu a văzut sensul giratoriu, a lovit bordura și a zburat direct sub o altă mașină care circula regulamentar. Potrivit martorilor la accident, autoturismul a intrat cu viteză mare în intersecție și nu a mai putut evita impactul. Un copil, pasager într-una din cele două mașini implicate în accident, a fost rănit și a fost transportat la spital. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Niciunul dintre ei nu a consumat băuturi alcoolice înainte să se urce la volan. În aceeași zi, în orașul Cluj-Napoca, șoferul unui bolid de lux a făcut prăpăt pe o stradă din centrul municipiului. Numai puțin de 8 mașini care erau parcate pe marginea drumului au fost serios avariate după ce șoferul a scăpat bolidul de sub control. Autoturismul a derapat pe linia de tramvai, iar mai apoi a intrat direct în mai multe mașini parcate regulamentar. Din fericire, în urma accidentului nu s-au înregistrat victime, însă pagubele sunt uriașe.